Ultimele alegeri parlamentare și practica a arătat că codul electoral a avut foarte multe lacune despre finanțare din exterior, despre finanțare nedeclarată, finanțare anonimă, despre cheltuieli care nu pot fi verificate. Verificările, auditul va fi unul foarte eficient. În cazul în care vor fi admise falsuri, au fost introduse sancțiuni și sancțiuni foarte dure, până la 4-5 ani de închisoare. Noi am vrea să avem instituții care să asigure această transparență, aceste verificări și controale. Amânarea finanțării din bugetul de stat, de fapt, ne va permite pentru acest an să avem mecanismele necesare, iar începând cu anul viitor să putem finanța partidele în spirit european. Persoanele fizice vor putea oferi cel mult 200 de salarii medii lunare pe economie, iar persoanele juridice de două ori mai mult. Liberalii consideră că acest plafon trebuie să fie mai mic. Avem un partid politic care, dacă nu aveau 3 saci cu bani pe săptămână de la Moscova și dacă nu apăreau pe banere cu Putin, nu intrau în Parlament. Acum aceste lucruri trebuie reglementate. Modificările mai prevăd că jumătate din bugetul alocat formațiunilor politice va fi distribuit în funcție de rezultatele obținute la scrutinul parlamentar, iar cealaltă parte în funcție de scorul la alegerile locale.